Destinul l-a mutilat-o sufletește de două ori. Cristina avea 9 luni când mama ei din România a abandonat-o și 12 ani când a fost părăsită și de tatăl adoptiv din Statele Unite. Copilul traumatizat s-a transformat într-o adolescentă dărâmată care a încercat să-și ia viața. A ridicat-o doar gândul că într-o zi își va regăsi mama naturală. A găsit-o. Doina trăiește alături de ceilalți 5 copii ai ei într-un sat din Călăraș. După 2 decenii de regrete, a strâns-o din nou pe Cristina la piept. Dragă mamă, sper să vin în vizită curând. Mi-e tare dor de tine, mă gândesc la tine în fiecare zi. Că eu le-am citit, dar bine să plâng de câte ori citesc. În fiecare zi Doina citește, iar și iar aceleași cuvinte. Cuvintele Cristinei le-a învățat deja pe de rost. Întotdeauna tu vei fi mamă. Sunt cuvintele care întind o punte între două inimi, peste un ocean. La peste 8.000 de kilometri distanță, în Wisconsin, Statele Unite, trăiește fiica ei. I was born Cristina Veronica Marinescu and my name now is Catherine Cristina Elizabeth Dinkelacker. Are două identități. Pe prima o știe prea puțin. Cristina Veronica avea 9 luni când a fost părăsită, când mama ei a decis să o dea spre adopție și să o păstreze doar pe sora ei, mai mare cu 2 ani. O alegere care pe Cristina, devenit acum și Catherine, o obsedează de peste 2 decenii. How did she decide that she was going to give me up? Why didn't she give Alexandra up? And what was just her thought process to it all? De ce ați dat-o pe ea și n-ați dat-o pe Alexandra? Alexandra era mai mare. Alexandra mânca mâncare, Cristina nu mânca decât piept. N-am mai avut piept. Mă dăduse în șomaj, mă dăduse și practic nu mai aveam ce să-i dau să mănânce. Pare greu de imaginat, dar, ca să nu-și condamne fiica la foame, a condamnat-o la exil. Doina a luat un ziar, a găsit un anunț și a decis să o dea pe Cristina spre adopție, în America. N-a fost simplu. Am tot stat, plângeam, mă, ce să fac, să o dau aici, aici într-adevăr nu o să aibă nimic de câștigat, dacă o dau acolo nu o mai văd. A decis să o dea. Un avocat a intermediat adopția. Și ce v-a oferit avocatul? Mi-a oferit, dar nu știu, dar n-am luat eu, cred că sormea, prietenul sormea. Același prieten care a semnat actele de adopție în numele tatălui și care a luat cu el în mormânt secretul tranzacției. N-a spus niciodată pe ce sumă ar fi fost vândută Cristina. La Doina n-a ajuns niciun ban. Ea și-a dat fiica din brațe cu simpla credință că oferă un viitor mai bun. A trimis-o pachet însoțită de niște străini peste ocean. Acolo o aștepta noua ei familie și o nouă identitate. At the JFK Airport in New York. Yep. So that was August 16th, 1991. În acea zi a luat naștere Catherine. Cristina a primit un nou nume, noi părinți și o soră vitregă. O viață la care s-a adaptat extrem de greu. Growing up was very difficult and I would also get made fun of in like elementary school. They would call me orphan girl. Destinul avea să o mutileze sufletește pentru a doua oară la 11 ani. Tatăl ei adoptiv a părăsit-o. Al doilea abandon din viața ei a dărâmat-o. Emotionally, I was a wreck. I mean, I was very self-harming. I was suicidal. I was... Cristina Fiulop e unul dintre cei mai titrați psihologi ai momentului și are un trecut oarecum comun cu această generație pierdută. Lucra la protecția copilului când adopțiile se făceau pe bandă rulantă. Poate duce abandonul la tot felul de probleme de personalitate, cum spuneam, și de echilibru interior, poate duce la depresii, la nevroze diverse, la psihopatii sau la patologie gravă psihiatrică, care poate avea ca și consecință tendința suicidală sau chiar suicidul. I always had the same nightmare of of being in a crib with many babies. And we were all just crying and no one was coming. So that's when I decided to become Amish. Avea 13 ani când a intrat în familia Amish. A învățat să trăiască simplu, fără lumină, fără televizor și să doarmă pe pământ sub stele. Atunci a început să-și caute rădăcinile, familia naturală. Tot atunci, în comuna Gălbinaș, din Călăraș, într-o casă sărăcăcioasă, fără lumină și fără încălzire, se năștea sora ei, Olguța. De unde e ochii?
De la tata. Și de la mama ce ai? Nu știu, așa, cred că semnă mai mult cu tatăl, decât cu mama. Olguța nu-și cunoaște tatăl. N-a ieșit din sat. Împarte aceeași cameră și aceeași sărăcie cu cei patru frați ai ei. Mama i-a păstrat pe toți. I-a dat la școală și i-a învățat să viseze. Visurile nu costă nimic. Și ai zis că vrei să te faci? Bucătar. De ce? Îmi place mie. Dar există ceva ce n-ai mâncat și ai vrea să mănânci? Ceva ce n-ai mâncat tu niciodată? Ce? Clătitele. Ei au crescut la pieptul mamei, cu bazme românești. În Statele Unite, Cristina a crescut cu bazme făurite chiar de ea. Despre mamă. Growing up, I always envisioned some beautiful, you know, young woman with long hair, you know, just like that fairy tale little girl. Un vis pulberat brutal în 2011. După 9 ani de căutări, Cristina a ajuns în România. În garsoniera mică, în care își petrecuse primele luni din viață, a văzut pentru prima oară o fotografie cu mama ei. Seeing that first photo, I remember feeling scared. Like, this is the woman I was dreaming of for years. Cu fotografia mamei în mână și cu inima strânsă, Cristina a plecat spre casa modestă din Gălbinaș. My birth mom was waiting at the window the whole time. So as soon as she saw a van come and pull in, she ran out of the door. And I just remember staring at her, and I don't even think any thoughts went through my head. And then I came out of the car and we just hugged. We didn't even talk. We didn't, you know, we just hugged. And oh my gosh. I can't describe. I mean, I waited for that moment for so long, and yeah, I would love to have that moment again. În cele 8 ore petrecute alături de mama și de frații ei, Cristina a refăcut din povești și fotografii piața despre care nu știa nimic. A aflat că tatăl ei natural era în închisoare când a fost adoptată, că sora ei cea mare trăiește în Germania cu un neonazist și că mama a abandonat-o nu pentru că nu iubea. Îți dai seama, eram foarte, foarte amărâtă. At that time she was very upset. Plângeam și nu aveam decât o alternativă. And she had only two choices. Ori să te dau spre adopție, ori să te dau la tine. To make you be adopted or to place you in an orphanage. She said, you know, all these years went by and I always regretted giving you up. After seeing you, seeing how well you are, you know, how successful you are, if I had to make the choice all over again, I would have made the same decision. Cristina s-a întors în Statele Unite. Acolo și-a construit un mic univers românesc. Îmi place să fiu româncă. Am foarte multă mândrie românească. Prepar cele mai bune sarmale și zacuscă. Ar vrea să învețe și română. Deocamdată, mamei ei îi scrie în engleză și o prietenă traduce scrisorile. Mi-am găsit o slujbă foarte bună aici. Sunt asistent social. Mă ocup de plasamentul copiilor care au situații foarte grele acasă și le găsesc în mine mai bune. Mi-am găsit un prieten grozav care mă face foarte fericită. Sper că totul e bine și că stai la căldură. Mama și frații Cristinei au rămas în casa fără geamuri din Gălbinaș. E cam frig în casă, dar noi suntem obișnuiți. Păi de ce? Nu contează că e cald, că e frig. Suntem obișnuiți cu căldura și cu frigul. Se încălzesc la gândul că sunt împreună. Pe Cristina o simt alături prin fotografii. Dați-o pupă, Chitina! Hai, pupă! Hai, pupă! Unde e perișorul ei, Olgu? Perișorul ei. Aici am și o șuviță din părul ei. Când soarele apune peste satul ei, Doina își strânge copiii lângă ea. Îi spală, îi îmbracă, îi mângâie și le veghează somnul. Iar când ei adorm, inima ei de mamă zboară din nou, prin întunericul nopții, la peste 8.000 de kilometri distanță, acolo unde
fiica ei mai mare, a iertat-o. Te rog să-mi scrii curând. Te iubesc foarte mult. Mamă, să nu uiți asta. Spune mama. Da. Cu drag întotdeauna, fiica ta, Cristina.